Incident revoltător la Muzeul Louvre din Paris, unde două activiste pentru combaterea schimbărilor climatice au încercat să vandalizeze Mona Lisa. Ele au aruncat cu mâncare pe opera de artă, după care au început să scandeze. Două femei au aruncat cu supă pe Mona Lisa expusă la Muzeul Louvre din Paris. Celebra pictura lui Leonardo da Vinci este însă protejată cu sticla antiglonț, astfel că nu a fost afectată. Cele două activiste s-au strecurat pe sub o barieră de securitate pentru a se apropia cât mai mult de tablou și au fost apoi îndepărtate de către agenții de securitate de la Louvre. Activistele reprezintă organizația franceză Riposte Alimentară, care a emis un comunicat în care a precizat că protestul urmărea să sublinieze necesitatea de a proteja mediul și sursele de hrană. Pictura datează din secolul al XVI-lea și se numără printre cele mai faimoase opere de artă din lume și nu este prima oară când este vizată de acte de vandalism. În 2022, mai mulți activiști au aruncat cu tort în același tablou. În ultimii ani, opere de artă din Spania, Regatul Unit sau Franța au fost vizate de acte repetate de vandalism ale activiștilor pentru mediu. Unii au aruncat supă pe tabloul Floarea Soarelui al lui Vincent van Gogh de la National Gallery din Londra în octombrie 2022, iar în luna următoare alți militanți s-au lipit cu adeziv de tablourile lui Francisco de Goya, deținute de Muzeul Prado din Madrid.